este păcat pentru un credincios să consume alcool? La întrebarea asta n-am și răspunde cu da sau nu, pentru că în Biblie sunt lucruri afirmate explicit și sunt chestiuni pe care le putem deduce. În mod cert, în Biblie, cu subiect și predicat, este incriminată beția. Însă, de ce bisericile, mai ales cele evanghelice, și eu afirm cu tărie abstinența totală de la alcool? Aș spune mai întâi că pe vremea bunicilor noștri, realitatea era estimată în alb și negru și o fantă minusculă de gri. În generația noastră, griul e o mare. Avem un pic de alb și negru aproape deloc. Unii oameni citesc Biblia să vadă cât de departe se pot duce. Alții, aceeași Biblie, o citesc să vadă cât de aproape pot veni de Domnul. La oamenii ăștia, răspund, deși am avea voie, niciodată n-avem nevoie. Ca și cum ți-aș spune Timotei, te duci pe Transfăgărășan și eu îți recomand să mergi cu roata de pe dreapta pe marginea prăpastiei. Tu în mod clar mi-ai spune, m-aș duce pe partea spre coastă.